Ion Perpele din Optaș Măgura vrea să-și reducă factura la energie cu ajutorul panourilor solare. Pentru a avea șansa să obțină ajutorul oferit de stat prin programul Casa Verde, el a stat la coadă încă de săptămâna trecută. Poziția 184 pe listă îi dă speranțe că se va afla printre cei admiși. O să folosim apă caldă de la Doamne Doamne, adică fără costuri prea mari. Folosim soarele. Sute de persoane au așteptat în fața Agenției de Mediu din Slatina încă de la finele săptămânii trecute, îndurând vremea capricioasă. Au sperat că astfel vor avea șanse să se afle printre cei admiși în program și astfel își vor reduce factura la energie. Pentru apă menajeră. Cât este lista de lungă? Știți cumva câtele? Cred că e cam la 400. Și al câtelea sunteți pe listă? Cam ultimul. Lista a fost una singură, s-a reactualizat, deci au fost oameni care s-au înscris vineri, au plecat între timp la țară și nu au mai dat pacia și s-a stabilit ieri de dimineață la ora 8 să se reactualizeze actuala listă, adică oamenii care au fost prezenți sunt și la ora actuală și aia care n-au fost deloc, i-a tăiat și acum deci sunteți atât de la polițiu. 57. Sarul e lucrat ca lumea, așa zic, dar nu să știe ce găsim pe parcurs la București, ce... Dacă sunteți al doilea care ați depus dosarul, de când stați la coadă? De joi, de la ora 16:30. Pentru că programul funcționează pe principiul primul venit, primul servit, oamenii s-au organizat și au făcut liste care au fost verificate periodic. De corectitudinea întocmirii lor s-au ocupat jandarmii. Cu toate acestea, unii s-au dovedit a fi sceptici. Eu n-am garanția că oamenii ăștia sunt cinstiți. Cum ne-o dovedesc că nu sunt cinstiți. Și de unde nu știu eu că pe partea alaltă s-au mai intrat și alte dosare. Când ai votat? M-am pus joi pe o listă. Când ai apărut? M-ai văzut aseară, azi noapte. Azi noapte, aseară la ora 6. Sunt permanent. Nu ai mai fost. Da, domnule. Nu m-ai văzut aseară? Aseară da, dar până aseară nu. Nu m-ai văzut. Nici aseară încă, azi noapte. Dumneata, ai stat permanent? Permanent. De la ce oră? Permanent. Permanent de 3 zile. Domnule, uite-te la ochii mei. Mai te uiți de 4 zile. Dar sunt oameni care n-au dormit. Nu facem liste, dar a fost să vă asigurăm ordinea și să nu vă apucați la alte probleme. Asta a fost că nu mai dăm, pentru respectarea aici. Angajații Agenției pentru Protecția Mediului OLT nu pot procesa zilnic decât cel mult 40 de documentații, așa că unii vor scăpa de griji abia la finele săptămânii. Au fost alocate un număr de 200 și ceva de dosare pentru programul Casa Verde în funcție de suma alocată. Suma totală alocată este undeva în jurul cifrei de 13 miliarde. Numărul oltenilor care vor putea primi finanțare în acest an va fi înjumătățit comparativ cu anii trecuți, când au fost aprobate peste 500 de dosare în 2010 și respectiv 550 de cereri în 2011.